În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Cu inima curată vreau să apar în fața Ta, Doamne, și să privesc unde s-a chipul Tău. Lăudat să fie Iisus Hristos. Sfințile voastre, dragi iubiți credincioși din catedrală, dragi iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi celebrăm a 15-a duminică de peste an. Și astăzi ascultăm cea mai frumoasă lecție de interpretare a poruncilor din partea lui Iisus, Cel care a venit nu numai să vorbească, ci mai ales să împlinească. Ne rugăm la această sfântă liturghie pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze dieceza noastră mai departe, ca să putem să ne bucurăm de un nou păstor aici, al diecezei noastre, în persoana Monsignorului Iosif Păuleț. Sigur că l-am intim în rugăciuni, ca pe 6 august să fie ridicat la această demnitate de episcop și păstor în catedrala noastră. Al doilea rând, astăzi vrem să îi aducem părintelui Budulai Ieronim aici, lângă noi, un gând de prețuire și mulțumire pentru tot ceea ce a făcut și face aici, în catedrala noastră și într-un chip deosebit, în confesionalul din stânga mea, din stânga noastră. Sigur, ne bucurăm pentru că astăzi părintele împlinește vârsta frumoasă de 78 de ani. Rugându-L pe Dumnezeu să-L răsplătească și mai ales să-L întărească în această misiune. Acum ne dispunem ca să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii și să primim lecția lui Iisus, în care ne cheamă să nu uităm cine este aproapele nostru și cum trebuie să ne comportăm față de El. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Grazie a te, nostri preotamani. Domnule, oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne. Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu le arăți celor rătăciți lumina adevărului, ca să se poată întoarce pe calea Ta. Dă-le tuturor acelor care poartă numele de creștin tăria de a înlătura tot ceea ce se împotrivește acestui nume și de a îndeplini ceea ce îi corespunde. În Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a chemat tot Israelul și le-a zis: ascultă glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și hotărârile Lui scrise în cartea acestei legi, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.
căci porunca aceasta pe care ți-o dau eu astăzi nu este prea înaltă pentru tine, nici prea departe de tine. Nu este în cer ca să zici, cine se va sui pentru noi în cer să ne-o aducă, să ne-o vestească și să o împlinim. Nici nu este dincolo de mare ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare să ne-o aducă, să ne-o vestească și să o împlinim, căci este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Cuvântul Domnului. Domnul este aproape de cel care îl caută. Domnul este aproape de cel care îl caută. Eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, în timpul bunăvoinței tale. În marea ta bunătate răspundem, Dumnezeule, pentru fidelitatea mântuirii tale. Răspundem, Doamne, căci îndurarea ta este mare și în milostivirea ta cea mare întoarce-te spre mine. Domnul este aproape de cel care îl caută. Eu sunt sărman și chinuit, Dumnezeu mântuirea mea m-a ridicat. Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și îl voi preamări aducându-i mulțumire. Domnul este aproape de cel care îl caută. Căci Dumnezeu mântuiește Sionul și va reclădi cetățile lui Iuda. Le va moșteni descendența slujitorilor săi și vor locui acolo cei care iubesc numele Lui. Citesc din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, Hristos este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația, pentru că prin El au fost create toate în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate subzistă în El. Și El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, primul născut dintre cei morți, ca să fie El cel dintâi în toate, pentru că în El i-a plăcut lui Dumnezeu să facă, să locuiască toată plinătatea și prin El să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin El, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri. Cuvântul Domnului. Tale, Doamne, sunt duc și viață, Tu ai cuvintele vieții veșnice.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, iată că un învățat al legii s-a ridicat ca să-L pună pe Iisus la încercare, spunând: Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? El i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești? Acesta, răspunzând, a zis: Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. El i-a spus: Ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi. Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a continuat: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut în mâna tâlharilor, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar văzându-l, a trecut mai departe. La fel și un levit, fiind prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. Dar un samaretean oarecare, ce călătorea, a venit lângă el și, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând unt de lemn și vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară, l-a dus la un han și a purtat de grijă. În ziua următoare a scos 2 dinari, i-a dat hangiului și i-a spus: Îngrijește-te de el și ceea ce vei mai cheltui îți voi da când mă voi întoarce. Cine dintre aceștia 3 crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor? El a răspuns: Cel care a avut milă de el. Atunci Iisus i-a spus: Mergi și fă și tu la fel. Cuvântul Domnului. Domnul este aproape de cel care îl caută. În zile voastre, dragi și biscădincioși, astăzi, în mijlocul nostru, din textele pe care le-am ascultat, îl întâlnim pe cel care cunoaște cel mai bine legea, cel care, de fapt, m-a adus din ceruri legea. Pe Iisus, învățătorul. Și dar astăzi trebuie să fim atenți, pentru că cel care ne ține astăzi o lecție pentru viața noastră este însuși Iisus, care nu numai că a vorbit despre misiunea sa, și El a și trăit această misiune și această lege. El s-a făcut aproapele nostru. El este Cel care este aproapele nostru pentru cei care îl caută, pentru noi. Dar nu numai El, ci și toți cei care îl urmează. Astăzi avem un dialog în Evanghelie în care Iisus Hristos pune lumină în această problemă a celor din timpul său,
a cărturarilor și a învățaților legii. Și anume, cum trebuie aplicată cea mai frumoasă și sfântă poruncă pe care Dumnezeu a transmis-o prin Moise poporului întreg, poporului ales. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, toate puterile tale, în tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dumnezeu și omul. Dumnezeu care a voit să coboare pe pământ ca să ne arate că suntem ai Lui. Suntem cei pe care El îi simte aproape. Suntem cei care trebuie să fim aproapele Lui. Dar nu numai atât, ci trebuie să știm cine este aproapele nostru. Și aici lecția magistrală pe care ne-o dă Iisus în disputa cu acest învățat al legii, arătând că, într-adevăr, dacă vrei să te bucuri ca Dumnezeu să-ți fie aproape, să nu-L uiți. Și în același timp, să nu-L uiți pe Cel pe care Dumnezeu îl vrea aproape. Aproapele Său. Sigur că Iisus se vede din această pagină magistrală, cea mai aleasă și importantă din acele intervenții ale lui Iisus referitor la cuvântul lui Dumnezeu. Cum El știe cu adevărat să arate ce trebuie să facă omul pentru a fi aproapele lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu să fie aproapele Lui. Lecția pe care am ascultat-o de la Iisus este impresionantă și angajantă. El îi lămurește pe cei care l-ascultau că, într-adevăr, Dumnezeu este Cel pe care trebuie să-L iubim, dar și aproapele nostru nu trebuie să-L uităm și să-L iubim. Iar aproapele nostru nu sunt numai câțiva, nu numai cei din neamul nostru, nu numai cei care ne-au făcut bine, nu numai cei care sunt vecinii noștri, nu numai cei pe care noi îi amintim din când în când, și aproapele nostru este omul. Aș vrea să subliniez aici că motivul pentru care trebuie să te apropii de om este unul fundamental. În acel om se află chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Adică, spus mai exact, Dumnezeu care circulă în lume prin noi. Și ca atare, dacă noi vrem cu adevărat să ne arătăm că împlinim legea care e fundamentală și pe care Iisus o subliniază, să-L iubești pe aproapele tău ca și pe Dumnezeu, să-L iubești din toată inima pe Dumnezeu, acest lucru este așa de strâns legat încât noi trebuie să ne simțim și onorați, dar și obligați. Nu putem să spunem că-L iubim pe Dumnezeu dacă pe fratele nostru nu-L putem vedea, nu-L ajutăm, nu-I arătăm un gest de prețuire,
nu îl îmbrățișăm, nu îi aducem un surâs, nu îi dăm o mână de ajutor. Nu putem spune că îl iubim pe aproapele nostru dacă îl judecăm, dacă îl condamnăm, dacă îl disprețuim, dacă îl desconsiderăm. Atunci când știi și vrei să-L iubești cu adevărat pe Dumnezeu, atunci cu adevărat trebuie să știi să-L iubești pe Cel pe care Dumnezeu l-a iubit și-L iubește. Chiar cu greșelile Lui, cu lipsurile Lui, cu păcatele Lui. În lectura din scrisoarea către Coloseni, pe care am ascultat-o, înțelegem cine este Iisus și a venit la noi și ce a făcut și ce a voit să facă, dar mai ales ce a realizat. El a venit să fie capul bisericii, dar a venit să-și dea viața pentru toți. Nu este exclus niciunul. Toți cei care sunt creați de Dumnezeu, cei care au în ființa lor imaginea lui Dumnezeu, imagine uneori pierdută de păcat sau încă necunoscută. Dumnezeu, Iisus, a venit cu adevărat prin cuvintele sale, dar mai ales prin viața sa, nu numai ce a spus și cum i-a chemat pe ascultătorii săi, dar prin ceea ce a făcut. Pentru că Iisus a luat asupra sa crucea păcatelor noastre, a dus-o până pe calvar și a murit pentru noi. Făcându-se astfel în realitate aproapele nostru și făcând prin aceasta ca toți cei mântuiți să fie unul pentru celălalt aproapele. Iată lecția magistrală pe care Iisus ne-o dă astăzi și nu numai astăzi, mereu, prin cuvintele sale, dar mai ales prin faptele sale. Dacă urmărim Evangheliile, ele demonstrează pagină cu pagină cum Iisus a venit să ne mântuie, să facă din noi poporul lui Dumnezeu, să fim cu toții fii ai lui Dumnezeu și frați ai lui Iisus și frați între noi. Iată cum trebuie să privim noi pe cel care a ajuns într-o suferință. Iată cum ne prezintă astăzi Evanghelistul Luca această precizare din partea lui Iisus prin imaginea samariteanului milostiv, care nu era agreat de evrei, de poporul ales, ci era disprețuit. Și el totuși a știut să-și îndrepte gândul și privirea spre unul care suferă, care era pe moarte, care a fost ajutat. Iisus, prezentând această parabolă, știa că nu peste mult timp el, față de atâția oameni, își va da viața. Știa că aceștia sunt fiii lui Dumnezeu și frați între ei și trebuie să se consideră mereu aproape unul față de altul. Și și-a dat viața pentru noi toți, voind să ne facă să fim frați între noi mântuiți, frați unul cu altul, aproapele nostru.
Atât de ce creștinismul este religia iubirii, este religia care îi cheamă pe toți la un loc, îi cheamă să aplice iubirea lui Dumnezeu față de toți. Iată pentru ce creștinismul aduce în lume pe Iisus, care interpretează cuvântul lui Dumnezeu, nu numai explicându-l sau cu exemple, ci prin însăși întreaga sa viață consfințită prin biruința pe crucea păcatului și prin Sfânta sa înviere. Deci, iubiți credincioși, noi când ne întâlnim unul ca altul pe drum și știind că suntem fii ai lui Dumnezeu, trebuie cu adevărat să ne prețuim, să ne estimăm, să știm să ajutăm, să știm să ne facem așa cum auzim de la cei care prezintă astăzi acest adevăr al samariteanului milostiv, trebuie să te faci tu aproapele celuilalt ca el să fie aproapele tău. Așadar, fie că ești episcop sau preot, pe legea nouă, sau levit, sau simplu credincios, sau persoană consacrată, trebuie să știi că această lege a iubirii trebuie să te apropie de om, să te facă să-l prețuiești pe om, să-l ajuți pe om, să-i stai alături omului, cum o face Dumnezeu, care coboară asupra noastră ploaia peste toți. Nu știu dacă știți vreunul care să nu simtă căderea ploii. Și soarele care răsare peste toți și îl însoțește pe fiecare. Nu cred că este vreunul care să iasă de sub această lege, care nu e altceva decât un semn al iubirii lui Dumnezeu care revarsă peste noi toate harurile, toată lumina și toată binecuvântarea. Să nu uităm, Iisus a venit la noi să ne învețe acest adevăr anunțat în Vechiul Testament prin Moise, ca cea mai mare și importantă lege din întregul cuvânt al lui Dumnezeu, din toate legile. Să nu uităm că această lege a fost interpretată nu numai prin vorbe, ci prin faptă de Iisus, Mântuitorul nostru, care s-a făcut aproapele nostru și care cere să nu uităm să fim și noi aproapele Lui. Și dacă suntem aproapele Lui, cu adevărat, știm să-L înțelegem și pe celălalt de lângă noi, care este fratele nostru. Căci și eu, și părinții noștri, și dumneavoastră, avem reînnoit în noi darul prezenței lui Dumnezeu, a acelei asemănări a noastră cu Dumnezeu, prin care ne face fii ai Săi și frați între noi. Dacă vrem să știm cine este aproapele nostru, fă-te tu aproapele Lui. Ce frumoasă expresie este aceasta. Nu-ți mai pui problema cine este aproapele tău, pentru că tu te faci pe tine aproapele Său și te așezi în locul Lui. Mă bucur să spun că Sfânta Maică Tereza de Calcuta spunea, dacă
nu știi să trăiești pentru alții, viața ta este lipsită de sens. Dacă nu știi să te oferi pentru cei care sunt cu tine, frați, că au nevoie de mâna ta, de îndemnul tău, de privirea ta, sensul vieții tale nu este cel pe care Dumnezeu a voit să-l așeze în fiecare dintre noi. În concluzie, dragi iubiți credincioși, să primim astăzi lecția lui Iisus, care, interpretând și subliniind ceea ce a spus acest învățător al legii, ne arată cât de mult prețuiește pe fiecare om și cât de mult l-a iubit, dăruindu-se pentru el. Să facem și noi măcar un pas spre celălalt. Un gest, o mângâiere, o vizită, un ajutor, ca să știm că făcând aceasta pentru fratele nostru pe care îl iubim, îl iubim pe Dumnezeu care este prietenul nostru, care, așa cum am auzit, cuvântul Tău, Doamne, este aproape de cel care îl caută. Domnul este aproape de cel care îl caută. Să-l căutăm pe el ca să-l găsim pe fratele nostru și fratele nostru să găsească în noi imaginea lui Dumnezeu care ne iubește. Amin. Și acum, fraților preiubiți, în lumina Evangheliei și a textelor sfinte, să ne dispunem împreună, reînnoindu-ne credința noastră și dragostea noastră față de toți, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru această s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una Sfânt, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, cuvântul lui Iisus ne provoacă la reflexie. Să-i cerem Domnului în rugăciunea noastră să binecuvânteze și să ajute pe toți cei pentru care noi suntem datori a ne ruga, pentru ca toți să se facă vrednici de împărăția sa, spunând:
Părinte milostiv, convertește-ne la iubirea ta. Părinte milostiv, convertește-ne la iubirea ta. Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu, chemată să devină în lume semn al iubirii gratuite și universale a Tatălui, să se îngrijească asemenea bunului samaritean de omenirea rănită de păcate, să ne rugăm, Părinte milostiv, convertește-ne la iubirea ta. Pentru ca tinerii care se angajează în slujirea aproapelui să-și asume întotdeauna un comportament generos, sugerat de iubirea creștină, să ne rugăm. Părinte milostiv, convertește-ne la iubirea ta. Pentru ca toți cei descurajați, ignorați și asupriți, întâlnind solidaritatea creștinilor adevărați, să-și regăsească încrederea în ei înșiși, precum și puterea de a se realiza, să ne rugăm. Doamne, convertește-ne la iubirea ta. Pentru ca noi, cei prezenți la Sfânta Liturghie, amintindu-ne de botezul primit, să murim necontenit pentru păcat, pentru a trăi viața cea nouă pe care ne-o împărtășește Hristos, să ne rugăm. Părinte milostiv, la iubirea ta. Pentru ca participarea la unica pâine euharistică să mărească în noi credința și să răspândească în jurul nostru iubirea, să ne rugăm. Părinte milostiv, convertește-ne la iubirea ta. Doamne, Tu l-ai chemat pe Părintele Iosif Păulescu să păstorească biserica noastră locală de Iași. Te rugăm să reverși asupra lui înțelepciunea și credința Sfinților Apostoli pentru a mărturisi tuturor iubirea lui Hristos, Bunul Păstor. Părinte milostiv, convertește-ne la iubirea ta. Doamne, care îi răsplătești din belșug pe lucrătorii în via ta, binecuvântează-l pe episcopul Petru pentru slujirea sa episcopală, plină de caritate și credință în slujba diecezii noastre și copleșește-l cu harurile tale. Părinte milostiv, convertește-ne la iubirea ta. Domne Dumnezeule, Părintele nostru, Tu ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta. Fă-ne ca, după exemplul paternității Tale, să trăim în prietenie, iubire și milostivire față de toți, așa cum a făcut-o Iisus, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, darurile bisericii care se roagă și dăruiește-le credincioșilor care vor primi harul de a crește necontenit în sfințenie și iubire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Tu i-ai iubit așa de mult pe oameni, încât L-ai trimis pe Fiul Tău ca Mântuitor al nostru. El a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea Lui, iar Tu să poți afla în noi ceea ce iubeai în El. Prin neascultarea noastră am încălcat legământul încheiat cu Tine, dar Tu L-ai reînnoit prin ascultarea Fiului Tău. De aceea, cu toți îngerii și sfinții, preamărim lucrarea iubirii Tale, cântând cu bucurie.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate de laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, simbolul care a Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine rând pătirul și din nou mulțumind, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta a fost visit, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne două celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prin os veșnic ca să dobândim moștenirea cerească, împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru și episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnă să te porunca Mântuitorului
și povățuiește învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căcea Ta este împărăția și puterea și mântuirea. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intru și să mă pământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu și o să mă păzească pentru viața cea veșnică.
Să ne rugăm! Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu pâinea cerească, de ne te rugăm bucuria ca ori de câte ori ne facem părtași de aceste taine, să crească în noi harul răscumpărării, prin Hristos Domnul nostru. Rog să las loc câteva momente pentru anunțurile din această duminică. Mulțumim copiilor și tinerilor, anumătorilor și surorilor care au participat fiecare în felul său la campusul de vară coordonat de Părintele Robert. Să le fie de folos experiența frumoasă trăită în aceste zile de formare și recreere. Marți 6 august, așa cum deja s-a anunțat, în sărbătoarea schimbării la fața Domnului, la orele 10:30, în cadrul Sfintei Liturghii va fi consacrat episcop Monsignor Iosif Pauleț, numit de Papa Francisc episcop romano-catolic de Iași. Îl însoțim cu rugăciunea noastră, cerând bunului Dumnezeu mult har și binecuvântare pentru misiunea pe care o va avea de îndeplinit. Totodată sunt bucuros să aud și că din partea credincioșilor este un moment de mulțumire pentru misiunea împlinită pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o mie. Și mi-a încredințat-o să desfășor la cârma diocezei noastre încă din anul 1978 și până astăzi. Dumnezeu să primească slujirea mea și să răsplătească pe toți și care m-au susținut, preoți, persoane consacrate, tineri, copii, credincioși. Sigur, și rugăm pe toți să participe cu bucurie la această slujire și rugăciune comună pentru biserica noastră. Vreau să fac o precizare, pentru că sunt mulți care spun că Sfântul Părinte ar fi intervenit când nu trebuie. Vă spun eu că a intervenit de acum, când s-a împlinit această mare bucuria noastră a vizitei Sfântului Părinte la noi. Așa cum știți, canoanele noastre ne prevăd o normă la 401, la 75 de ani, fiecare slujitor, începând de la paroc, preot paroc, sigur episcop, cardinal, toți în slujirea bisericii, sunt chemați la 75 de ani să depună Sfântului Părinte cererea de răsare a scaunului pentru a munci și un altul în această chemare. Eu trebuie să vă spun că am făcut-o în 2015 și am așteptat, cum vedeți, atâția ani, ca până la urmă Sfântul Părinte să-mi acorde această cerere. Așadar, la vârsta de 70-90 ani, începând 80, îi sunt recunoscător Sfântului Părinte pentru că mi-a aprobat cererea, așteptată de mult. Așadar, eu sunt acela care am cerut și am insistat Sfântului Părinte și a binevoit să vină la noi să ne binecuvânteze și eu să fiu aici prezent în misiunea de episcop. Mă bucur să știu că nu se oprește istoria aici, așa cum au fost atâția în biserică care au lucrat și au dat mai departe misiunea. Dumnezeu știe de cum au muncit și ce roade au adus și El este Cel care răsplătește. Trebuie să vă spun că Papa, așa cum știți,
Benedict al XVI-lea, când a depus această cerere, convins fiind că poate fi altul mai cu dinamism în fruntea bisericii, a spus așa: eu nu renunț la crucea lui Iisus, la slujirea lui Iisus. Îmbrățișez cu alte forme și altfel această cruce și ofer slujirea mea în biserică. M-am bucurat când am auzit aceste cuvinte și au fost și sunt pentru toți și pentru mine mă îndemn să spunem că urmăm să mergem mai departe slujind pe Hristos împreună cu tot poporul, cu nou episcop, cu episcopul auxiliar, cu toți preoții și credincioșii, pentru că formăm aici o dieceză și un popor. Toți suntem membrii acestui popor. De aceea sunt bucuros să-i spun Sfântului Părinte și acum și o vom mai spune pe 6 august, când va fi consacrarea noului episcop, acest mulțumesc Sfântului Părinte și mulțumesc tuturor celor care au slujit cu mine în momente grele. Vă dați seama, 12 ani sub perioadă grea a comuniștilor și de atunci 41 de ani până în aceste zile. Trebuie să-i cer lui Dumnezeu iertare și îngăduință pentru lipsuri și să-i mulțumesc pentru că am fost privilegiat să fiu aici în biserică cu dumneavoastră, cu toți creștinii. De aceea mă bucur să vă spun acum și eu voi mai spune un mare mulțumesc pentru această rugăciune a dumneavoastră ca Domnul să primească slujirea mea făcută până acum și cea care va continua în altă formă. Și sigur, Dumnezeu să ne ierte tuturor și lipsurile și greșelile și păcatele noastre. Pentru că noi îl iubim pe El și El ne iubește pe noi. Și dar mulțumiri și în final vreau să-i mulțumesc Părintelui Jerom, coleg al meu, pentru această sărbătoare pe care o face astăzi, pentru că și Sfinția sa a fost alături de mine, de noi, în toată perioada aceasta, din 65 până astăzi. Și sigur că trebuie să-i mulțumim și Părintelui pentru anii pe care îi împlinește chiar astăzi. Și pentru aceasta, sigur că îi exprimăm bucuria și mulțumirea noastră, aplaudându-l din toată inima și rugându-ne mai departe. Mulțumim tuturor, mulțumim corului pentru că ne însoțește mereu în laudă și va continua să o facă și dumneavoastră care veți continua să fiți fii fideli ai bisericii noastre de Iași, unde voi fi și eu mereu alături. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.